Era la noi baba Pașa, ea nu a fost căsătorită și le făcea, dar fără de, numai cu făină și cu apă. Și le coșe pe plită chiar, șterge plita ghenii, spălă. Și o pune așa ea, și apea ca turtașe, o rupe și e fără de nic, coaptă așa ea. Și o rupe și ne pune cu zahăr.